Salutare tuturor! Eu sunt Dedri, iar acesta este Snake! Let's get ready to run! Este ziua 14, iar în această zi miromolantă trebuie să ne pregătim! Să ne pregătim! Să ne pregătim! Că vine moartea! Stai un pic așa. Îmi pare rău că nu poți să dai F5 ca la Minecraft. Așa. Cum mă uită gen la tine acolo ca umbră, știi? Nu văd umbra mea, uită-te în sus. Stai. A, dacă nu mere. E. Friendly fire, am mult să-ți bag o suliță în cor așa. Bun, ia mergi în față. Ah, nu merge să merg o dată cu tine. Bun, așa, acum că am început acest mirobolant episod, vrem, oameni buni, să vă zicem să dați like. Un lucru foarte important, vă rugăm frumos, dați like, pur și simplu că vă place de noi, place de această serie, dar un lucru foarte important, dacă strângem multe, multe like-uri, apare următorul episod, 1, 2, 3, pentru că vrem să facem asta o serie zilnică, dar, desigur, susținerea voastră. Da, de asemenea, și. Hai să-mi transforme. Sunt mort. Ok, n-am murit. Deci aș fi preferat să nu fi folosit acolo gloanțe, dar nu vreau să mai mor. Că pe urmă, că acum e foarte nasol, dacă mor, că nici tu nu mai primești experiență. Primești și tu cârnatul ăla de debuff cu experiența. Dacă mai mor eu. De ce îți vorbesc că dacă mor tu? Pentru că acum suntem în parte și te afectează pentru că tu primești mai puțin XP de la mine. În sens că nu mor tu, da. De. Deci, cum ziceam, ne apropiem ușor de ziua aia nasoală, rasoală. E aici, și... nu că ne apropiem, e seara, e acum. Deci acest episod este episodul de înainte de infern, așa că dacă vreți să vedeți mai repede ce se întâmplă în ziua 14, mă rog, noaptea 14 și cum ne batem noi cu zombii și nebunii din alea, lăsați un like, dacă strângem 150 de like-uri, punem mâine și vedeți ce se întâmplă. Haideți că nu cerem mult, adică să zic, dacă avem 200 de views și dați 150 like, 1, 2, 3, ce e așa de greu. Ce atât n-am înțeles asta, mă? Like e un buton, adică ca și intri când intri pe Instagram, știi? Click! Ce-i drept, eu îi înțeleg. Pentru că și mie mi se întâmplă să mai uit. Mai am și eu, bă, youtuberii mei, îți dai seama că atunci când mă uit la youtuberii care îmi plac, bam, dau like și după aia gen mă uit ca tot omul. Dar mai am youtuberi ăștia pe care nu-i știu și, spre exemplu, încep să mă uit la un clip și pe urmă încep să fac binge la tot canalul. Cum se întâmplă? Știu ce zici. Când ce găsești youtuberul ăla, Blanao, te uiți la un clip, te uiți la două, te uiți la trei și după aia când încep să te uiți așa la, pe bandă rulantă, zici că te uiți ca la serial și nu mai dai like. Da, mă, știu ce zici. Am prins și eu de aia. De exemplu, mi s-a întâmplat chiar recent cu un YouTuber, nu mai știu cum se numește, stai așa, Weird History sau ceva, nu mai știu. Deci e unul care face gen animații cu evenimente istorice și gen are câte 5 părți pe fiecare miniserie, să zicem așa. Și e foarte ușor să dai binge, că fiecare episod are 10 minute, sunt foarte mișto animate, poveștile sunt foarte mișto spuse și chestii. Și chestii. Da. Și chestii. E un fel de simplified, doar că nu chiar așa de profi și nu chiar așa de amuzant. Vezi că, da, e fain de plictiseală. Am și eu unul, bă, și așa, aia, cam mă te gândesc la cum e numele. Fucking hell. Lor, ce logică, știu. Bine, nici noi nu ne-am gândit. Nici noi nu ne-am gândit să căutăm înainte da. Că să cine n-ai ba, da. Da, mă, Weird History. Stai, nu e Weird History. What the f... Ok. Nu e... Holy shit, you killed Kelly!
Punem așa niște pușe aici. Așa. Păi noi o să venim pe aici. Dacă mai pun... Așa mă, extra credits, nu weird history. Extra credits. Da, ia se numește canalul. Extra credits! Hai să mai fac niște spike-uri. Bun, asta am luat și am strâns lemne. Și acum hai să vedem. Unde găsesc spike-urile alea? La casă, cred, nu? N-am înțeles ce zici. Curious to mac. Unde găsesc spike-urile? Să fac și eu spike-uri. Ah, ia, acum am amintit. De ce am ăla? Ce ziceam? Era Riddle. Cu D, de D. Riddle. Foarte mișto, calitatea și tipul așa ca voce, foarte ok. Și era unul de astea de mașini, Donut Media. Au câtea video-uri faine. Donut Media. Singurul YouTuber pe mașini la care mă uitam era la Dog, nu știu cum. Oh, la de astea de mașini mă uit la mulți, la Tavariș, la ăștia de făceau Car Trek. O grămadă, mă. Mă jur, clipul ăsta a devenit cumva la ce YouTuber se uită Snake și Deadly. Stai să rătezi jos în titlul ăla că-i să vezi, da, să vezi în titlul YouTuberii noștri favoriți la ce se uită Deadly și Snake. 7 Days to Die. Pun o poză goriș cu un zombie pe jumate rupt așa și îl pun acolo pe tipul ăla cu mașinile, așa ca cum stă acolo. Îl pun pe... Ia, rog că, nu știu, n-am observat eu poate, dar acum văd că 14 cu roșu, că la când am început video nu era cu roșu. Nu, am să amintit și joc. Oh, shit, stai. Da, exact. Bă, ți-am găsit Red Bull. De? Bottle of Acid. Ah, perfect. Mulțumesc, faci exact ce asta... aveam nevoie. Știi cum zic fetele alea? Sunt thirsty și mi-e foame. Nu mai rămân oraș, dragule, că sunt la detox. Îmi imagine, a, ce? Aici, acid, dă-i. Gata, hai mai rămân. Ce detox? Asta e fix tox. Nu, bă, pe un 05 de ăsta, zic eu, ți-ai curățat totul. Auzi, dar chiar că eu acum am realizat unul dintre youtuberii mei favoriți, că tot am vorbit de... porcăria asta de YouTuber, porcărie, de YouTuberii noștri favoriți, că tot am venit. Nu! Ah, ok. Credeam că o să beau direct apă de acolo. Fiu, ce okay, bine. Așa, am luat 40 de borcane de apă, boss. Da, ce ziceam? Oh, știi și mă mir... Oh, fuck. Bă. Ce pana mea ăștia, parcă se mișcă mai repede și ziua. Pe nu, acum deja? Vezi că plouă și poate cum e întuneric sau... Nu știu, că nu prea am văzut, pe ploaie am mai văzut. Mă rog, oricum, și dacă e de la zi și dacă ploaie de la ploaie, să știi că ăștia se mișcă parcă un pic mai repede ca de obicei. În fine, fii atent, deci. Mă mir eu de ce sunt așa de clar orice numai nu pentru public general, de ce sunt eu mai plus 18, așa, cu felul meu de a fi. Păi, una dintre... deci... marile mele inspirații să mă apuc de YouTube a fost Angry Video Game Nerd. Adică bănuiesc că știi și tu de el. Sau dacă nu, măcar știi stilul ăla de review în care ești nervos pe joc și înjuri jocul și nebunii din astea. Gen Angry Joe sau chestii. Și mie place Angry Joe. Mă uit aproape la toate review-urile lui. Asta... păcat că nu prea mai e Angry. Și amă, când e Angry, parcă se simte că e pentru public. Da, exact. Dar mai este câteodată, dar cam rar. Cine place acum este un reviewer la filme și seriale care vi-l recomand tuturor, mai ales cu bullshit-ul din ziua de astăzi, că dacă ești negru, automat primești Oscar-ul, dacă ești gay, automat. Note mari, intri pe IMDb și vezi note de alea gigantice și un film de zici că bă, să-mi bag piciorul, că și eu când fac laba îmi vin idei mai bune decât la asta cu... ce-au făcut aici în filmul ăsta. Bă, niște filme bullshit și ce-am văzut anii ăștia. Dar mă rog, deviez la subiect. Ar trebui să fac și eu review. Da, era mai așa genul, ok. Am bat piciorul. Dar zic cum îl cheamă pe tip. Așa, The Clinical sau Critical Drinker. E un tip, bă, și irlandez. Bă, și
vocea, bă, și așa cum vorbești și zici că tot timpul e băut. Bă, dar așa bine le faci review. Irlandez, și nu, da. Când sunt video, când sunt filme și de-astea bune, ele și laudă, știi? Deci nu e numai că negativism. Și cum să ia, că după un timp zici că, bă, că ăsta deja hulește toate filmele, ce rost are să mă mai la el. Sau așa, știi? Da, dar asta chiar e treabă. Bă, nu știu cum să zic, să mai fac poate de-astea, oricum o să trească, să vii un pic acasă mai repede decât de obicei, ca să pot să închid aici, știi ce zic? Da, sunt aici. Na, hai, bagă din urmă. Stai că mă duc sus, mai am și eu niște de-astea, niște țepi făcuți. Foarte bine. Oh, aprozarul e închis. Întrebare pentru cât timp? Nu știu. Și știi ce-mi place? Că dățile trecute am securizat foarte bine zonele alealte și a intrat pe dincoace. Am mai securizat foarte bine aici și o să intre, eu știu, pe sub pământ. Guștere ăștia. Asta e mișto ce pot să zic. Ok, bun. Păi și eu am pus niște de-astea pe aici. Zona asta arată foarte sexy, ce pot să zic. E capul meu, aici să te îmbești și să vii seara acasă, beat. Ești gata. Bă, dar un lucru interesant care mă gândesc că mulți ar putea zice. YouTuberi din România la care așa să zic că mă uit. Exagerat. Și adică am, bă, ia să zic că fac binge-uri, fac nu știu ce. Nu, că am ceva cu cineva, da? Mă gândeam, că te mai uiți la un episod de-al tău, că mă mai la un episod de-al tău, știi, dar nu, da, cum mă la ăștia, să zic. Da, am început să mă uit, am început, că deja mă uit cam e vreo jumătate de an. Am un an vrut să zic asta, având în vedere ce se întâmplă în lume și sunt unii care sunt picuți cam butthurt. Dar sunt și niște youtuberi ruși care au o calitate foarte faină. Sunt doi care fac de-astea ca și cum s-ar duce în case care chiar arată ca niște case de alea drăpânate, abandonate. Știi? Și ca și cum ar fi cu fantome, paranormal investigation gen. Bine, multe și fake-uri pe 1, 2, 3 am prins acolo cu green screen, știi, că se vedea așa un pic dubios cum se mișcă, nu știu ce și nu știu cum. Dar că chiar așa fain lese. Deci, da, youtuberul meu favorit acum, mă rog, unul dintre top 10. Deci, în afară de baia care sunt gen internet historian și Lemino și toate ăștia, de știe toată lumea, Nexpo, care fac niște clipuri de nota 500. E un youtuber de care nu știu cât de mulți oameni știu, probabil că cei din România chiar nu știu de el, se numește Vagrant Holiday. Vagrant, adică știi ce înseamnă, practic un fel de boschetar, cum ar veni, n-ai casă, dormi pe afară, nebunii de naște. Și omul face vacanțe în diferite țări și în diferite locuri, exact așa, fără hotel, pur și simplu se duce, doarme pe un parcuri, se plimbă pe acolo... S-a dus, de exemplu, în Japonia, i-au furat de mai multe ori chestiile și ăla și tot se duce. S-a dus pe o insulă unde este o închisoare, unde țin ăștia care sunt intrați pentru viol și nebunii și e interzisă insula. Așa s-a dus frumos cu bărcuța și a ascuns bărcuța undeva și se plimba pe acolo și era mișto cum se ascundea, că efectiv ea făceau noaptea... în timpul clipului se vedeau cum se plimbau pe acolo și ăla stătea și se ascundea de ei și pe urmă intră într-o clădire abandonată de pe insula aia și zice trebuie să facem liniște, să nu fim prinși. Bă, și după aia omul meu găsește o alee de bowling, se duce în Panamera abandonată, bineînțeles, și pune el popicele acolo cu mâna, că nu funcționa, era totul de la până, bă, și începe să joace bowling. Și auzi, bum, asta miezul nopții, era întuneric afară. Dar e ok, hai să facem liniște și pe urmă, zdrăng! Zdrăng! Da, și...
sau era nu mai știu ce d-asta pe lângă niște piramide, nu mai știu ce țară era, și în Mexic parcă, și povestea de istoria piramidelor și făcea așa, gen, povestea de nu știu ce bla bla bla, de cultură, de nebunit, pe urmă dătea cat cu de-aia, nu samsari, cu vânzători din aia ambulanți, de voiau să-l fure de bani, știi cum încercau să-i vândă căcaturi din alea fake. Pormă iar explica iar cat cu d-aia care încercau să-i vândă nu știu ce. Sau la Black Lives Matter, când era cu protestele, cu riot-ul, de toată lumea distrugea, fura, spărgeau, focuri, nebunii. Omul meu mergea așa, cel și stătea și vorbea și de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic și zicea, ei, uite, au dat foc la mașină și efectiv stătea și arăta cum ardea o mașină. Și oamenii în jurul lui erau acolo, haos, nebunii, bang, țipă-te, aruncăm, dăm foc, ha! Și el mergea așa, cel de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Și vorbea neinteresat, zici că descria, nu știu, bine, și suntem, uite, aici în piața cu tare, aici se vinde pește, la stilul ăla. Da, păi na, ce se face cu... Asta e cultura, merg în lor, na. Da, dar din păcate canalele astea de top sunt, da, sunt și puține și întotdeauna postează foarte rar. Spre exemplu, Vagrant Holiday, nu știu de când a mai postat, postează o dată maxim de două ori pe an. Eu asta mi-aduce aminte iarăși unul care făcea topuri de astea, top 5, top 10, iarăși cu ia astea că fake, real, nu mai contează, de fantome și chestii. Și da, ce găsea el pe net? Cea Nukes Top 5 sau așa ceva. Bă, dar așa la genul postau odată la o săptămână, la două. Bă, dar te mai trezești astăzi? Bă, tu zici de o săptămână, două, dar imaginează-ți ăștia care postează o dată pe an. Internet historian, cred că a postat acum după un an și ceva, aproape doi. Cele mai bune, jur, cele mai bune documentare, dar cele mai bune documentare, e un tip rus, culmea, The People. Poate ați auzit, are un nume de channel foarte basic, as fuck, The People. Bă, și s-a dus omul ăsta în Corea de Nord, mă, și-a făcut documentare în Corea de Nord, așa și-a ascuns cardurile tot. S-a dus după aia în Mexic, acolo la carteluri. Bă, are ăla mâinii un tupeu. Jesus, merită văzut, dacă vă plac documentarele. Numai că și ăla de nu mai postat de vreo 2 ani. Am ocurs și cu războiul. Dar da, așa e. Da, și... Oricum, ăla e o chestie care tot timpul mă tenta și pe mine să fac, bine, nu documentare, reveni la fază cu Critical Drinker. De multe ori mă gândeam și, bă, ce-aș vrea să fac și eu review-uri la jocuri și la filme și la seriale, că mă enervează pe mine însă, nu știu de voi, poate eu sunt un consumator de media mai, cum să zic, mai selectiv. Nu vreau să-mi fut timpul pe bullshit-uri de-astea woke, cum li se zice. Da, bă, și dacă e măcar să fie făcut cu bun gust, știi? Dar din păcate nu prea e. Și cauți review-uri și toată lumea, IGN, mă, hai să zicem jocuri, că na, jocuri ne jucăm noi. Bă, văd IGN-ul că face review la un joc și laudă nota 8 sau nota 10. Zic, bă, ce dracu, mă, și apoi face la un review la un joc care chiar l-am jucat. Bă, și mi-a plăcut și m-a ținut, na, într-adevăr, pe locuri a fost un picuț repetitiv, plăcut. Și văd aici gen că îi dă nota 6 și zic, bă, ești prost. Deja știi foarte multe channel-e de astea de review-uri, pe lângă, IGN e clar un site care e plătit pentru review-uri. Deci ăia nu fac review-uri că au jucat jocul, că au văzut filmul, că au văzut serialul și vă zice, sic, așa, sincer, știi? Sunt deja foarte multe. Asta îmi place la Angry Joe, de exemplu, că el clar se vede că nu-i plătit să facă review-urile respective. Știi? Face un review la un joc, bă, e opinia lui, el a jucat jocul, ea a apărut cum au ăștia, asta iarăși fain, ca e de la depresă. Știi, și primești jocul sau filmul mult mai repede ca restul, ca s-a pus să-l joci și să faci review-ul. Da. Și el, de obicei, tot timpul e ultimul. Ultima căruță, cum s-ar zice. A apărut review la ăsta, la. La Game Ranks, pac, iarăși, peste tot review, Angry Joe. No, sorry guys, peste o lună, peste două, sper să termin review-ul, că vreau să termin jocul și să vă dau ăla corect. Ia, mă. Și de mult chiar încerc, știi, să nu mă uit la alții, să încerc să fiu spoiler free și mă uit la el la review. Că am încredere în review-ul lui, gen. Da, mă rog. Mm-hmm.
chestia asta mi-ar place și mie să fac de review-uri. Ia uite, mă, grilled meat, să mor tu. Ai rețetă pentru așa ceva? Da, am o că ai găsit grill-ul. Știi că n-aveam grill, dar rețetă da. Mi-am pus, cred că, un punct de ala pe cooking. Mamă, ce viață acum pe spatele nostru. Hai că am luat și ți-a luat? Și am tu? Luat una, da. Câtă carne trebuie să pui ca să prăjim, să prăjești, să iasă o de-asta? Bă, indiferent dacă e boiled meat, dacă e charred meat sau grilled meat, îți trebuie 5. Oh, aia e un pic nașpa, știi că știam pe vremuri că, să zic, charred meat ăla, îl pui gen fără rețetă, fără grill, fără cooking pot, direct pe foc, cerea 5. Dar astea e cu grilled și cooking pot, când na, îți le aflai resepturile și blablaurile, cerea mai puțin, am văzut că cerete la fel. Deci un pic nasol. Am înțeles și m-am pus să fierb niște ouă. Da, dar am nevoie de mâncare, da? Fii atent, și pot să fac bacon and eggs. Oh, nice. Bacon and eggs, numai că cere 5 raw meat și 2 ouă. Ouă. Iar aici o să fie fain, când o să reușim să facem o plantație și sper eu că o să fie cât de repede. Porumb, de exemplu. Și plantăm porumb, din porumb fac cornmeal, ca și cum mai face praful ăla de mămăligă, gen, cornmeal. Da, și pot să mălai. Fac se numește mălai. Cornbread. Ia auzi, ce șmecher. Da, se vede că nu mănânc mămăligă așa. Da. Nu știu cum e zice. Da, în fine. Mai am două ouă. Vrei să faci bacon and eggs sau le fierb? Păi avem carne crudă? Nu știu, nu cred că mai avem, mă rog. Hai că le fierb, că le să fie... Arma că n-aș pe când fierbe se duce apă, dar văd că ai luat acolo apă, așa? Am luat 40 de bucăți de apă. Ui, 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 ui. Așa. Păi eu mănânc acum că ești pana mea, am zis că să nu mai mor. Deci cam trebuie să mănânc. Se pune snake-a mult să golească frigiderul. Ia, am mâncat 4 ouă fierte. Să sperăm că e suficient. Ok, bun. No. Din cace. Să le punem acolo să le văd mai bine. Da, chiar asta eu înseamnă că mai am un punct, nu? De skill. Mai am un punct de pus. Pe care nu știu în ce să-l pun. Pack mule, nu pot să mai pun în asta. Skull Crusher. Cornmeal, hai, ce avem ce cornmeal. Da. Gata. Sorry. Ia, deja se face roșu. Da, ușor, ușor începem. Vine miezul. Da. Vine-și. Deci știi ce înseamnă asta? Că hai, a cam venit finalul, da. Studiul. Dacă vreți să vedeți mâine episodul în care în care vine noaptea și ne batem cu zombii, încercăm să supraviețuim, lăsați un like să vedem dacă supraviețuim, ce se întâmplă și în ce hal va arăta clădirea după ce terminăm. Aoleu, e câte ori cred. Bă, dar știi ce am uitat, mă, să-mi bat piciorul, mi-a picat pe fisa, mă. A zis că o să încercăm în ziua asta să mutăm de alea din chest la baza nouă, știi? Au, da, că ai zis tu. Oh, shit. Acum am realizat că un lucru. Dacă ai zis să fie overrun, am o strască să curăță. A, nu-i problemă, eu am piatră, perfect. Ok, păi... Am atât pentru acest episod, nu uitați, pentru da. Cei care, voi trei care ați mai rămas până la acest final de episod, vă salut din nou și respectul nostru. Desigur, nu uitați să dați acel buton de like, de ce nu un share prietenilor, să facem cât mai multe views, Doamne ajută. Și, desigur, ne auzim pe data viitoare. Numai bine. Bye, bye.